tema declarației de astăzi, teorii marxiste aplicate în economie și energie, azi interzicerea utilizării cărbunelui în România motivată de emisiile de dioxid de carbon. În aceste zile, toate partidele, cu excepția AUR, toate, indiferent dacă spun liberale sau social-democratice, au impus aberanta lege prin care se decarbonizează sectorul energetic. S-a interzis utilizarea cărbunelui în România. Clarificare. Se elimină din mixul energetic național energia electrică și termică obținută din cărbune. Se închid toate termocentralele care produc energie electrică din cărbune și toate carierele de lignit și toate minele de huilă. Se interzice cărbunele. Este normală interzicerea unui combustibil tradițional verificat în mii și mii de ani de folosință, nu doar în industrie, ci și în gospodării? Este ideologie neomarxistă sau o chestiune strict economică sau de mediu? Să căutăm răspunsul. Care este motivația? Răspunsul oficial este decarbonizarea sectorului energetic. Ce înseamnă decarbonizarea? Decarbonizarea este încetarea emisiilor de carbon generate de activitatea umană. Rețineți, orice ardere înseamnă emisie de dioxid de carbon. De la arderea unui foc în sobă, într-un furnal, așa mai departe, până la respirația noastră. Încetarea emisiilor de dioxid de carbon înseamnă suprimarea noastră economică și chiar fizică. Se începe cu suprimarea economică prin suprimarea energetică. Rețineți, nu este vorba de un act administrativ motivat economic, ci chiar de interzicerea utilizării cărbunelui în România, asumată în PNRR. Sunt însă emisiile de carbon un factor poluant sau unul benefic? Foarte pe scurt, ele nu sunt un factor poluant. Ele nu sunt responsabile de manifestările climatice extreme, de secetă, de inundații, de creșterea temperaturii medii globale, de topirea ghețarilor și așa mai departe, fenomene naturale, ciclice, reversibile, exagerate peste măsură. Să vedem ce înseamnă până la urmă interzicerea cărbunelui. Înseamnă reducerea cu 5.000 de megawați a producției de energie electrică, 4.000 până în 2026. În condițiile în care în mixul energetic producția de cărbune reprezenta aproximativ 20-25%. Foarte pe scurt, există o relație direct proporțională între bunăstarea economică și emisiile de carbon. Toate economiile dezvoltate și-au crescut emisiile de carbon raportate la anul 1989, în timp ce România și-a redus cu 77% aceste emisii. Concluzionez. Toată această nebunie de politici, de acuzare activității umane în industrie, transport, agricultură, datorită emisiilor de carbon, concretizată acum în interzicerea cărbunelui, coroborată cu modul de formare a prețului în energie, legislația de stabilire a cotelor de carbon pe care trebuie să le plătim și care contribuie la creșterea costurilor și la distrugerea economică, reprezintă nu doar un act de trădare națională, de speculă abjectă, ci un act de crimă contra umanității. Vă mulțumesc. Alin Coleșa, deputat AUR de Cluj.